Ce mai poți cumpăra cu 100 de lei în 2022? În mod cert, nu îți mai poți achita nici măcar o factură, nu poți umple nici măcar jumătate de rezervor la mașină și abia dacă reușești să cumperi câteva alimente de bază. Astfel, severinenii spun că banii și-au pierdut valoarea, iar în fața creșterii prețurilor suntem vulnerabili. Banii nu mai au valoare în țara noastră. Prin magazine și piețe, oamenii își cheltuie atent fiecare leu din portofel ca să poată supraviețui. Cu alte cuvinte, abia ne permitem să mai cumpărăm jumătate din cât puneam în coș anul trecut. Mai au banii valoare în România? Nu. Nu au. Mai reușit să cumpărați ceva cu 50 de lei? Foarte puțin. Eu sunt pensionară bugetară. Nu am nici mică, dar nici mare. Dar dacă mi-e la 2000 și nu mi-ajung banii, vă dați seama. Ai umples coșul de cumpărături cu 100 de lei cald? Nu, niciodată. Niciodată. Banii în România nu mai au nicio valoare. Pentru că sunt vremurile scumpe și trăim așa cum trăim. Deci așa că... Mai reușit să umples coșul de cumpărături cu 100 de lei? Nu, niciodată. Nici măcar o dată. Ne trebuie de la milioane în sus sau sute de euro în valută. Așa că foametea este mondială, numai în România, mondială. Dar ne răzbatem și noi din ce putem să avem acolo cât de cât să nu murim de foame. Cu același venit, de-abia ne mai permitem să cumpărăm jumătate din cât cumpăram în alți ani. Iar când vorbim de produsele alese, românii se uită doar la cele de strictă necesitate. Mai au banii valoare în România? Nu, cred că mai au valoare. Păi ce, asta vii cu 100 de lei și pleci cu mâna goală. Ce să mai fie? Ca să vă spun sincer, eu am 1000. Eu sunt pensionar medical. Am 1000 de lei. Ce să fac? Asta când... plătești o datorie ca fiecare, dar cu banii ăștia ce să facem? Intrăm la cumpărături, colea așa, și este 230 ceva cârnați, ce mai sunt, ia, atunci îți mai vine să mai... Mai au banii în valoare în România? Au, foarte mult. Nu mai ai, poți să ai cu căruța, cu plasa, cu vorba așa, nu mai au valoare. Toate s-au scumpit, nu știm ce să mai... Asta datorită lui Putin. El a făcut de astea. Cum vi se pare suma de 50 de lei? Reuși să cumpărați ceva? Păi ce să cumperi de 50 de lei? Exact nimic. Aproape nimic. Că ia că te vii cu plasa, cu bani, o căruță de bani și te uiți că nu e nimica. Uite, avem o nedie, un ram, pe care vii cu milioane și te uiți că nu mai ai pe unde te duci suta, cum zic acum, milionul. Deci e pur și simplu numai, nu ai ce să mai iei de el. Avem cele mai mari scumpiri de la începutul anilor 2000, lucru confirmat și de cifrele oficiale. Inflația a depășit 15%, conform observatornews.ro. Pe primul loc în topul scumpirilor se află uleiul, urmat de cartofi, făină, mălai, pâine, brânză sau carne. Prețurile cresc de la o zi la alta, în același ritm își pierd și banii din valoare.